Cea mai mare sinagogă din Europa e construită pe pământ românesc la Sighet. În timp ce noi eram cu toții ținuți în case cu botnițe și se urla, stai în casă, salvează vieți, ei au avut dreptul să vină cu miile la Sighet și să sărbătorească. Fără nicio amendă, vă mai aduceți aminte sau vă aduc eu? Dragilor, nu știu dacă știți, dar toate fermele, toate terenurile fermierilor care nu mai au bani să-și plătească creditele pentru mașinile agricole sunt cumpărate de către cetățeni ai statului Israel. Se duc la executorii judecătorești, se uită pe listă, se duc la bănci care execută silit aceste terenuri și aceste bunuri ale fermierilor, inclusiv terenurile, și le cumpără pe bani puțini. Se construiesc cartiere întregi ale izraelienilor. 3 milioane de locuințe construite. Ce fac eu acum e să-mi torn cenușă în cap. Dar nu mai pot. M-am săturat și cap demnitar al statului român. Am obligația să vă aduc la cunoștință ceea ce se vi se va întâmpla.